e un oraș deja prea rodat, de tot dacă avea aici destulă dreptate. Sigur că campaniile noastre de lectură, ultima dintre ele, acum se cheamă Timișoara în Cărți. Cheamă, insistă, nume de mare impact în cultura română și chiar străină, dar exact cum spunea și Robert, numărul celor prezenți la librăria Joc Secund de Pildă nu se ridică la nici jumătate din numărul celor prezenți aici. Asta ne va determina să ne mutăm statul major din când în când și ori de câte ori ne veți chema o fi acum despre invitatul nostru și despre această carte, despre care n-am spus degeaba metafizica de știință, aș spune o pereche de ghilimele, detectivului Mihaieș, o amintire în trei, sau chiar în patru, legată de orașul dumneavoastră, de pe vremea când, acum câțiva ani, care sunt de fapt 24, dacă vă vine să credeți. Împreună cu Mircea Mihăieș și cu Mircea Nedeciu, Dumnezeu să-l ierte, am scris un roman politic în care ne-am, cum să zic, descărcat toate fantasmele copilăriei și adolescenței, cine nu s-a gândit de efectiv. Am scris la 6 mâini, cum ar veni, un roman, Femeia Roșu, o să apară, sperăm cât de curând, a patra ediție. Am venit într-un fel de respiro la Lugoș, ne-am întâlnit în atelierul lui Tita Răducan, a fost între cele mai sparse după amieze petrecute împreună. Atunci l-am văzut prima dată, deși eram deja de mult colegi și ne cunoșteam foarte bine ritmul de lucru, atunci am văzut, în 1986, când am scris acel roman, am văzut ce înseamnă să fii un scriitor profesionist. La cei doi mirci mă refer. Aveam deschis un roman și politic, și senzațional, și foarte postmodern, și să placă publicului larg, a avut un tiraj de 120.000 de exemplare până în momentul de față, dar să satisfacă și exigența unor critici de renume, și parodiam acolo, bășcăleam tot ce se poate bășcăli. Atât doar că se vrea să scriem 10 pagini pe zi. Cum au construit în tip de prozator? Nici a fi, de fapt, critic, literar. Am zis americanist, expert în, pe vremuri, în teorie literară. Cum a reușit, pentru că nu era totuși prozator, să execute o partitură? De voie, de nevoie, plăcere, bună plăcere, a fost într-adevăr o surpriză extraordinară. Cum a construit Cristos? Cum a construit alături de Mircea Nedeciu, au zis partea asta grea de epistropujit. Se vedea că e un foarte bun cititor de romane politice și de literatură de Cristos, pentru că știa să le aplice. Mărturisesc fără absolut nicio modestie, că la capitolul Cultură Generală de Literatură Politică o să-l provoc la un duel, sunt ultra competentă, în sensul că de la vreo 7-8 ani, puterile acelea destul de, mă rog, compromise, așa, de la submarinul Dox, pe care l-am găsit în vecin, trecând printr-o literatură sovietică, de spionaj, contra-spionaj, singur printre dușmani. Deci aici pot gândi unei anumite părți din sală, niște noștri teribile. Ba chiar în Didi. Am trecut prin romanul politist românesc, mă provoc la duel tot, de la Haralam, Zincă, nu vreți să știți, până foarte târziu, Rodica Ozon Brașovanu, deci sunt un politicolog destul de profesionist. Dovadă că domnul Paul Dornea de la București m-a chemat în comisia de doctorat a primului și cred că singurului doctorat pe literatură politistă din România, cel al Daniele Zeca Buzura, care făcea bilanțul romanului de politist european, francez, englez. Academia de Poliție. Academia de Poliție. Da. Și șocul pe care l-am avut citind colecția, nu știu, de ce spun, fiecare suntem datori cu lecturi,